Drăgălașilor, mai doriți ceva ca să vă simțiți bine astăzi? Sau iertați-ne un intermezzo. Intermezzo, imediat intermezzo. Deocamdată o piesă avem frumoasă, o defilare piesă. Și mai frumoasă. De concurentă, piesă sperăm. De concurentă. Da, o ținută sperăm reușită și o fată superbă, Sorina. Draga mea Sorina, Ilinca. Ce faci astăzi? Unde mergi? Ilinca, mă duc să achiziționez o casă aici în București, dar trebuie să aibă neapărat piscină. Așa. Pentru că la începutul lunii iunie urmează ziua mea de naștere și îmi doresc să facem cu toți o petrecere acolo, să sărbătorim, după care de fiecare dată când avem, nu știu, momente mai grele sau când suntem tensionați, de asemenea să mergem și să... Ne necăm unii pe alții piscină. Nu. Să petrecem acolo. Altceva mă gândeam eu, în fiecare an de ziua ta, în funcție de tematica petrecerii, mai cumperi câte o cășcioară? Nu, Ilinca, de data asta... A, doar acum, da, așa atâta. Îmi fac un moft, după aceea, gata. Ar fi fost rău, Sorina, te invidiam o țâră dacă ziceai că da, sincer. Să sperăm că pe viitor, Ilinca, poate vom ajunge, Doamne, ca în fiecare ajută an de ziua mea să-mi cumpăr... Câte o casă? Da. Constanția. Bună seara. Bună seara. Vreau să spun că îmi place partea de jos, dar partea de sus nu îmi place și mă refer la această intenție de rochie. Este un șorț, nu o rochie. Da, îmi dai un vibe de menajeră cu rochia asta și mie una nu îmi place. Mulțumesc, Constanția. Andreea? Îmi place zona capului, dar într-adevăr acea rochie pe mine mă duce mai mult spre o covetăreasă, foarte drăguță, dar nu îmi place. Îmi plac, în schimb, pantalonii și cerceii tăi. Mulțumesc. Mie îmi place rezultatul foarte mult. Am încredere în ținută. Sper să fie bună. Să vedem până la capăt. Îți dai seama, acu-i acu? Testul suprem în fața lor. Seara, Sheri Lulu. Bună seara. Frumos pantalonul, îmi place, mi-a plăcut tot timpul nuanța asta așa rece, de gri. Are ceva icy. Și geanta e interesantă, de unde o ai? Am cumpărat-o. Ai cumpărat-o tu personal? Da, da, am și bon la ea, arăt de producție, nici n-am scos din ea hârtile. Cum se face că apari în ținute unul la unul cu cele purtate de fosta câștigătoare, Rux și Opulență, și nu știu cum se face că dintre toate gențile din acel magazin, eu mai știu încă 4 cu cristale în acel magazin, în minim, această colecție, minim, o ai fix pe cea pe care o poartă și o postează recent Rux și Opulență. Eu pot arăta faptul că nici măcar n-am scos din ea hârtiile de la magazin. Eu te cred, puiule, dar cum facem cu aceste predispoziții fatale către minciună? Cum facem? Adică eu cum să te mai cred? Adică mă fix cu asta. Dacă tu știi că am avut discuțiile astea, Sorina, că ești o fată deșteaptă și ai înțeles mesajul. Tu știi că au fost discuții legate de Rux și Opulență, ținute unul la unul, etc. Tu ai spus că nu. Eu am ciungă în păr. Ok. Păi, doar pentru că știam că au fost discuțiile astea, mi-aș fi ales o geantă de dimensiune mică, tot cu cristale, eventual chiar și gri, dar nu fix pe aia pe care o poartă Opulență, știind că deasupra căpșorului tău frumos cu wet look planează ca un norișor faptul că te îmbracă Rux și Opulență. Înțeleg, doar că eu am ales-o pe acesta datorită faptului că sunt din același material și cumva și cromatic se potrivește. Doar că am avut discuția asta, te-am rugat să nu mai vedem pe tine nimic din ce vedem pe Opulență, pentru că există miliarde de genți și nu pentru că suntem noi hapsâni și nebuni, ci pentru că ai purtat o ținută 1 la 1
cu cea purtată de opulență și ți-am explicat sub toate formele posibile că șansele ca tu să fii pus fix aceleași piese, fix în combinația aceea, erau nule. Dragă pentru mine este vitală încrederea în oameni și eu nu mai pot să am încredere. Ne dorim să iată te de credem. Ce. Și de asta o să spun încă în seara aceasta, nu ai stil. Ne dorim să te credem, ne dorim să, nu știu, să fii aici și să te putem lua de la zero. Știi, cumva să ștergem cu buretele tot ce s-a întâmplat până acum. Dar există această suspiciune, iar tu nu faci decât să o alimentezi în continuare. Ne mai dai câte puțin, ne mai dai câte puțin. Revenim la ideea că erai prietenă cu Rux și Opulență. Nu era. Că, da, ea așa ne-a spus, că este prietenă. Dacă ești prietenă, o urmărești. Ai văzut postările cu această geantă și, ca și precauție, ai fi păstrat puțin distanța, ai fi încercat cumva să nu ne mai alimentezi. Dar uite! Dar îmi place geanta și chiar o să o păstrez și o să și port. Și același argument îl vei avea și când îmi vei spune îmi place stylingul pe care l-a făcut Lux și Opulență în ultima postare pe Instagram și am venit aici cu el din cap până în picioare. Da, dar cumva este un obiect pe care și-l poate achiziționa oricine, indiferent că l-are și ea. Aș vrea să aud o explicație pertinentă, coerentă din partea ta. Sorina, de ce nu vedem acest obiect la altcineva cu care tu nu ai avut acest tip de alăturare, această situație nefericită? De ce nu-l vedem pe altcineva? De ce fix la ea? De ce vedem geanta asta fix pe persoana de la care tu ai luat o ținută unul la unul? De ce nu vedem pe altcineva? Sunt miliarde de influencerițe locale, internaționale. De ce tot la ea? În condițiile în care în mass market, fix la acel magazin, acum, mai sunt patru genți medii cu cristale. Asta am achiziționat-o de la mine, din Ploiești. Da. Geanta aceasta. Magazinele adică acestea există în toată țara, nu? Asta nu este un argument. Mie îmi place geanta, nici dacă n-aș fi cunoscută, mi-aș fi cumpărat-o. Pentru că îmi place ea ca piesă. Eu nu te mai cred. Mi se pare super actuală și îmi place. Eu nu te mai cred. Bun, o să trecem direct la jurizare. Din punctul meu de vedere, astăzi nu ai stil pentru că ne zgândere așa prin gard. Mulțumesc. Eu, sincer, să fiu, refuz te mai jurize, Sorina. Pentru că tu ori ne iei de proști, fii atent, un singur argument pe care îl poate observa și publicul larg. O persoană care în gala trecută a venit cu o atrocitate de coroană de flori pe spate, pentru că tu lucrezi în felul următor. Te-ai gândit, te-ai organizat și, și lucrezi, faci styling pe sărite împreună cu Rux, pe care o pupăm cu toții pe această cale. Deci, tu faci styling pe sărite. Galele ori le faci de capul tău, anumite ținute le faci de capul tău ca să nu bată la ochi. O persoană care în gala trecută a făcut asemenea, nu gafă vestimentare, este o atrocitate ceea ce ai purtat. Nu are cum să vină astăzi și să propună o ținută de inspirație Victoria Beckham. Nu ai avea cum posibil omenește să porți ceea ce ai purtat în gală. Adică te-ar opri mie, dacă acum îmi vine cineva cu jerba aceea să mă trântească în spinare, nici moartă, contracostă, vălită, eu nu aș purta-o, pentru că știu că e ceva foarte urât. Mie mi-a plăcut foarte mult ținuta cu care m-am prezentat în gală și chiar aveam încredere în ea. Suspiciunea este doar o geantă. Eu sunt de acord că este doar o geantă. Însă, felul în care ai sortat acest short, cu felul în care ai sortat pantaloni, cizme aceste de denim, pe care Rux le are pe varianta lungă, asta este varianta scurtă. Sunt ale mele, mama poate confirma, le-am acasă, dar nu mi se pare iarăși corect. Faptul... Deci eu pot aduce pe mama în emisiune să vă explice cât efectiv încerc să combin și cât mă consult și cu ea și mă schimb de un milion de ori și mă probez. Eu nu mai pot să am încredere. Dintre toate genții din univers apar fix cu asta. Da, o să mă vedeți cu ea și în următoarele zile. Okay. Pentru că o să o port, okay. Îmi place geanta. Poți să te văd cu genții... Da, poți să te văd cu genții oricând. Repet, pantalonii pe care ai purtat ieri la ediție, combinația vestimentară de ieri de la ediție, combinația pe care o ai astăzi, revenind la prima săptămână în care tu erai... Buclele, să nu uităm... Buclele, exact. Revenind la prima săptămână în care tu ai purtat doar seturi. Raluca? Chiar nu am văzut-o pe Instagramul ei. Și dacă o are și ea, ce? O mai poate avea toată România. Pentru că este o geantă extrem de accesibilă și extrem de frumoasă. Nu o să mai împrumut de la nimeni absolut niciun articol, nici măcar un cercel, nici măcar o geantă, nici măcar o cizmă, absolut nimic. Păi nu contează dacă le împrumută sau le cumpără, că sunt aceleași piese. Adică și eu pot să merg să-mi cumpăr, dar am zice cineva ce să-mi cumpăr. E același lucru. Dacă vezi o postare pe Instagram la Rux și te duci, îți cumperi toate piesele, o faci la fel.
sau dacă le împrumut de la ea, nu e corect și este a doua abatere. Poate se și concretizează ceva să avem... Bine, nu e ca și când am avut dovadă. Că dovadă am avut. Vorbește cu telespectatorii, Sorina. O secundă, Elinca, că m-am enervat. Dragilor, sper ca voi să credeți în potențialul pe care l-am și să vă demonstrez pe parcursul acestei emisiuni că nu primesc niciun fel de ajutor din partea nimănui. S-a putut vedea și până acum că am mai greșit. Cumva consider că dacă aș fi primit ajutor, nu s-ar fi întâmplat erorile acestea. Îmi doresc ca voi să fiți exact în continuare alături de mine și să mă votați cu 10 la 1220. Mulțumesc, Sorina. Poți să mergi la locul tău.